Doamnelor, domnilor, urmează știrile din sport prezentate de Ion Buga. Bună seara, Ion! Bună seara, Stella! Cu ce noutăți vii astăzi? Fotbalul, cel mai popular sport din lume, poate fi uneori fatal. Un caz tragic a avut loc recent în Indonezia. Cu detalii revin în câteva clipe. Dumitru Arhip a debutat cu o înfrângere în Liga Campionilor la rugby. Echipa sa Ospreys din Țara Galelor a cedat pe teren propriu în fața finalistei ediției trecute Clermont Franța. Singurul moldovean care evoluează în Champions Cup, Dumitru Arhip, a fost titular pentru Ospreys din Țara Galelor în primul meci din noul sezon al Ligii Campionilor. Echipa sa însă a pierdut partida disputată pe teren propriu cu francezii de la Clermont, scor 21-26. La gazde, Daniel Evans și Rhys Webb au reușit 3 eseuri, iar Dan Bigar s-a remarcat cu 3 transformări, insuficient pentru a învinge finalista sezonului trecut. În schimb, alți rugbiști moldoveni au mai multe motive de bucurie în cupele europene. În European Rugby Challenge Cup, debutanta competiției Krasnoyar a învins deținătoarea în exercițiu a trofeului Stade Français cu 34-29. La vicecampiona Rusiei au evoluat titulari 3 jucători moldoveni, Oleg Prepeliță, Victor Arhip și Andrei Mahu, cel din urmă reușind un eseu. În schimb, campioana Rusiei, Enisei, cu Maxim Gargalık printre titulari, a cedat cu 17-57 formației Bordeaux Begle, pentru care Vadim Cobălaș nu a evoluat. Bătaie între fani în Liga a doua din România. În pauza meciului Poli Timișoara, UTA Arad, un grup de suporteri a echipei gazdă au aplicat o corecție unor spectatori aflați în apropierea unei porți care nu a fost supravegheată de forțele de ordine. Imediat, fanii echipei Poli Timișoara din galerie, dar și din tribune, au venit în sprijinul celor bătuți, unul dintre suporterii echipei UTA fiind prins în busculadă, el fiind lovit cu pumnii și picioarele. Ceilalți suporteri arădeni au reușit să fugă înapoi spre sectorul lor, însă mulți dintre ei s-au plâns că jandarmeria le-a aplicat mai multe lovituri. Până la urmă, pe teren, derbiul vestului din Liga Secundă a României, ASU Poli Timișoara, UTA Arad, a fost câștigat de gazde, scor 2-1. Portarul echipei indoneziene de fotbal Persina Lamongan, Ciorul Huda, a încetat în viață după o jocnire violentă cu un coechipier în curtul unui meci din campionatul național. Huda, în vârstă de 38 de ani, s-a prăbușit pe gazon în finalul primei reprize după ce s-a ciocnit violent cu mijlocașul brazilian Ramon Rodriguez în cursul partidei cu formația Semen Padang. Portarul a rămas întins pe gazon acuzând durere în zona pieptului, fiind ulterior evacuat cu o targă de pe teren în stare de inconștiență. El a fost victima unui stop cardiorespirator la spital, au precizat medicii. Persela i-a adus un omagiu lui Huda, care a disputat peste 500 de meciuri în tricoul acestei formații, începând din 1998, numindu-l adevărata legendă a clubului. Mii de suporteri au ținut la rândul lor să-l omageze prin mesaje postate pe rețelele de socializare pe Ciorul Huda, un om, un club, o dragoste, așa cum l-au descris aceștia. Britanicul Chris Froome, câștigătorul edițiilor din acest an ale Turului Franței și Turului Spaniei, a fost premiat pentru a treia oară în cariera sa cu prestigiosul trofeu Bicicleta de Aur, atribuit cel mai bun ciclist al anului. Rutierul născut în Kenya a mai obținut acest premiu în 2013 și 2015, iar anul trecut s-a clasat pe locul secund după campionul mondial slovac Peter Sagan. Prin această nouă distincție, Chris Froome l-a egalat pe spaniolul Alberto Contador, care a câștigat la rândul său de 3 ori trofeul Velodor în 2007, 2009 și 2013. Este o onoare să primesc acest premiu. A fost un sezon foarte special de care îmi voi aminti tot restul vieții, a adăugat Froome, liderul echipei britanice Sky, care a primit trofeul din mâine fostului ciclist francez Bernard Hinault, cu ocazia prezentării traseului ediției 2018 a Turului Franței. Acestea au fost știrile din lumea sportului în această seară. La revedere!